oile cele vechi și caprele cele noi. Păstorul își mână oile pe pajiște la păscut și, când a vrut să le aducă înapoi în grajd, observă că printre ele s-au amestecat niște capre sălbatice. Era foarte mulțumit că animalele lui s-au înmulțit singure și le închise și pe capre în spatele gardului alături de oi. A doua zi se porni ploaia, așa că păstorul nu le lăsă la păscut. Oilor lui le dădu numai o mână de nutreț, iar caprelor le dădu din belșug, pentru că s-a gândit că dacă le ține bine, acestea nu vor mai vrea să plece. Dar în ziua următoare, când soarele strălucea pe cer și el se gândi să le lase la păscut, nu bine deschise poarta, caprele o și zbughiră și nu le mai putu prinde. Nerecunoscătoarelor! Alergă păstorul după ele și eu care v-am dat ce era mai bun. Tocmai de aceea am și plecat, îi răspunse una dintre ele. Dacă pe noi, care de-abia am venit, ne prețuiești mai mult decât pe oile tale, cine știe cum te vei purta când îți vor veni alte animale noi? Păstorul rămase pe gânduri. Aveau dreptate caprele. Din acea zi fu mai atent cu oile lui și le îngriji mai bine. Morala: să nu ne bucurăm prea tare dacă cineva cunoscut recent ne tratează mai bine decât pe prietenii lui mai vechi. Pentru că mâine și noi vom fi vechi și ne va părăsi și pe noi.